Ole, Leo. Bine! Hai, gata! Bine! Mama trăiește, e bine și a și sărit bine. Mă rog, ce-am văzut de aici? Ce-a fost asta? Bravo! Bine, Cătău! Bravo, mă, Cătălină! Hai, vină lângă mine! Am eu o întrebare. Eu, din câte știu tu, e a treia oară când ești aici? Sunt glume în producție că cred că sunt singurul care a prins trei splash-uri. Niciunul din jurat n-a prins cele trei splash-uri. Corect, nici tu. Nici eu. Suntem vreo 2-3 în această producție care am prins trei ediții de splash. Probabil, acum mi-am dat seama după mesajul meu, probabil Vârciu era ocupat, că altfel nu mă luau pe mine. Și ce am mai vrut să zic, că am observat un lucru. L-ai bătut pe ăla, s-a măritat. M-ai bătut pe mine, m-am măritat. Tare-s curios cine urmează. Am mână bună tot timpul eu. Ai mână bună, dar las-o acolo. Lasă praștea acolo. Lasă praștea. Lasă praștea. Să te om. Băi, dă-te mine, dă-te drag. Neamărine, cu mâna pe cruce, îți spun, fă-te om. Fă-te om. Mamă, ce mi-ai dat-o? Asta trebuie să o dai pe... Tu înțelegi și mi-ai dat-o și el? Băi, Nenicule, m-am trezit, am deschis ușa dimineață și era cu pietre acum, a dat cu măr. Da, bă, da, tu te-ai dus la el în emisiune, păi că am da, mâncat în fund, dar eu aici prezint pe emisiune. Păi dacă tu te-ai dat la o parte, deci n-ai sărit în apă. Da. Hai să ne uităm la reluare. Fiți seri să-ți fie. Ia uite, Ramona, fii atent. Ia să vedem. Ia uite cum. Atât. Este, bă. Bravo, este, bă, băiatule, bravo! În sfârșit, da, după 3 ani de zile, o săritură bună! Bun! Hai să vedem ce spune antrenorul. Antrenorul o să-l laude sigur, pentru că îți mărturisesc, Răzvane, în toate edițiile noastre de până acum, eu n-am văzut reacții așa de la Cătălin, a fost wow! Adică vocal, verbal, zi, laudă-l! Da, nu am cum să nu-l laud, pentru că este o săritură destul de grea. Este o săritură la care trebuie să iei deplasare de platformă, altfel te poți lovi. În antrenament am mai executat săritura asta de foarte multe ori, dar atât de bine nu cred că a făcut-o niciodată. Și cred că de asta a venit și anul ăsta, pentru că anul trecut tot săritura asta a făcut-o. Și ce a zis? Anul ăsta vin să o fac așa cum trebuie. Bravo, Cătă, bravo! Ok, stai, că vreau să știu. Bun, asta este o săritură excepțională, dar vreau să te întreb dacă el merge mai departe, tu mai ai... Bineînțeles că am pregătit și a doua săritură. Bineînțeles. Ok, și uite, acum mă duc la Ramona, că vreau să văd ce zice și ea. Asta cu faptul că nu se lasă niciodată și până nu iese foarte bine un lucru, pot să o spun sigur, pentru că sunt vreo 6-7 ani de când încearcă să mă cucerească. Am crezut că vrei să spun... Am crezut, când ai zis că nu mă las până nu-mi iese ceva, am crezut că vrei să spui că ești gravidă. Dar e bine și așa. Nu. Dar ținem pumnii. Da, Doamne ajută, O să vreau să vă spun o poveste, pentru că anul trecut, ce m-a impulsionat foarte tare să vin să mă întorc, este că, în primul rând, săritura de anul trecut a fost groaznică. N-ai prins-o, a fost cel mai urât lucru așa pe care e. Eu l-am văzut. Dar, printre așa altele, e. Am luat aceeași notă de la Bobo, pe care a luat-o și DJ Hara, care n-a sărit, a fost împinsă. Acum, Cătălin a făcut genul ăsta de săritură cu deplasare de la platformă și s-a lovit foarte tare. Știam că el a avut accidentul ăsta, pentru că există posibilitatea să nu te arunci cum trebuie, să dai capul de platformă. Și de asta mi-am dorit foarte tare să mă antreneze el, pentru că mi-am dat seama că este singurul care mă poate face să fac acest lucru cum trebuie. Bravo. Mulțumesc! Bravo. S-a ieșit! Bravo, Cătălin! S-a ieșit și săritura, s-a ieșit, ai luat și fraga buzelor de la prezentatoare. Ce să zic, s-a ieșit. Neamărine, vino acum cu completări, te rog frumos, că începe. Jos pălăria, deci după 3 ani ți-a reușit o săritură bună, după 5-6 ani ai reușit să ai o iubită extraordinară și cred că te va pune și pe tine la punct cum l-a pus iubita pe Liviu Vârciu, așa că o să fiți doi băieți extraordinari. Și o să Într-un aveți două final. Soții extraordinare și o să vă facă și câte 1, 2, 3, 4 copii ca să vă liniștiți firați. Neamărine, nu te minți. Nu m-a emoționat ce mi-a spus ea sus, cum a emoționat tu acum. E prima oară în viață când mă lauzi. Da. Ce-i cu tine? Mi-a plăcut. Dacă vrei, îți dau și notă acum. Prima să-i dau nota. Dar de dans nu spui nimic? La dans ești la fel, zicem. Bine, atunci rămân cu săritul. Rămâi cu ala, da.
Bun, da, mulțumim, Neamărin. Iulia! Să rămână! Bună! Înainte să spui ceva, eu da, doar am vrut să spun că te-ai descurcat excelent la Dancing on Ice. E în juriu, n-am ce să fac. Ce vrăjeală are el. Te-ai descurcat și mai mult de atâta, inclusiv pentru cei care n-ați văzut, ea a fost cea care m-a scos din competiție. Acum, da, dacă vrei să cumva să întorci situația, cu o notă bună suntem egal. Dacă nu, am zis bine. Frumos! Mie mi-ar fi fost extraordinar de greu ca jurat în competiția în care am participat amândoi să aleg între mine și tine și aș putea chiar să spun că poate aș fi ales ca tu să mergi mai departe. Oh, bravo. Băi, stați, avem o problemă, Natanti, cu ce s-a întâmplat, de ce plângi? Nu, da, emisiunea asta m-a dat peste cap, frate. Dă-mă să nu, atâta, dă-mă, atâta, dă-mă. Vino, prostule, cu ați. Bă, mi-a fost dor de tine. Mi-ai văzut și nota? Ieși. Stai să vezi Clara. Stai să vezi Clara. Hai, hai, vino, potoliți-vă. Ne rupte, zi Clara. Bravo, Cătălin. Se vede că ai luat antrenamentele mai în serios. Ai făcut un grupat contra de la 5 metri foarte frumos. Într-adevăr, este o săritură dificilă. Dacă nu ți asiguri deplasarea din platformă, te poți accidenta. E prima oară când vorbești atât de frumos despre... Păi la o săritură atât păi de frumoasă... Păi și mă uit la tine, nu vine să cred. Păi o mică ezitare acolo la intrarea la apă. Ai fost foarte puțin acum... moale din mijloc. Dar o săritură excepțională, bravo. Bravo. Să rămână, mulțumesc că îți dai seama cât de mult înseamnă vorbele astea pentru mine, știind pe că se vede că mi-am bătut capul ca să iasă bine. Mulțumesc. Apreciez și mult Clara. Ia zi, mă, nu are rost, pierdem vremea, ce să mai zic? Cătă mă știe, felicitări, bravo, te iubește, fratele. Nu vreau să mai plâng, te rog, hai să dăm note, te rog. Trecem la note, Neamărin, zi. Nu cred că el s-a gândit vreodată că o să primească o notă de la mine. Dacă dai 10, mor. Nu cred! E om, mă, e om până la urmă. Neamărină, ai pus 10! Felicitări! Mă înclin! Bravo! Bravo! Mulțumim, Neamărină, ne-ai surprins pe toți. Nota secretă a Giuliei. Ține cont că a vorbit frumos, adică... Doamne, ferească Hristos, corombia din cerul. Sigur e ceva... M-am uitat în ventilator și am văzut nota, e... Clara? Nu, că-s curios. 6. Să rămână, mulțumesc frumos. Mi-a tătit cu... Da, Giulia, și eu, mă, băiatul meu! Bine! Lasă, mă, Clara! A fost cea mai frumoasă săritură din lume. Și cea mai mare notă. A văzut 6,5 la tine. Caza cu 26 de puncte, bă! Vezi, asta... Ceva. Cred că sunt cel mai bun exemplu motivațional de la această emisiune. Dacă, adică acum un an de zile pe vremea asta, zici că eram domnul Frone cu chitara. Zici că mă lovise ceva. Da, erai cu Gianni după tine. Asta am vrut să zic. Cel mai bun exemplu că anturajul mă strică. Hai că trebuie să ieșim iar în seara asta. Păi gata, iau eu micul. Gata, bine. Ieșim în seara asta.